Asociațiunea asta, Despărțământul Aurel Coza, în colaborare cu grupul folcloric Marna Nouă, grupul Moț, Trup și Suflet din Scărișoara Nouă și corul Asociației Unirea 2009, Carei, împreună cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă, Carei, l-au comemorat duminică 5 septembrie 2021 pe eroul național Avramian, la 149 de ani de la moarte, informează Buletin de Carei. Manifestarea a început cu imnul de stat, după care au urmat tulnicăresele din Ianculești. Un parastas de pomenire a fost săvârșit de către părintele Valer Pop și părintele Viorel Danciu. La porțile țării, ca strajă voi sta. La porțile țării, ca strajă voi sta. Și n-am să las dușmanul să treacă în țara mea. Și n-am să las dușmanul să treacă în țara mea. Pe timp de zi sau noapte, pe timp de zi sau noapte, poporul voi veghea. Poporul voi veghea. Noi țara vom pozi-o cu Ștefan și cum Ștefan și Avram Iancu o păzea. Noi țara vom păzi-o cum Ștefan și Avram Iancu o păzea. Precum luptau strămoșii cu viața pentru ea. Precum luptau strămoșii cu viața pentru ea. Că asta-i datoria de brav și grăniceri. Că asta-i datoria de brav și grăniceri. Să fim mereu vestiți ai patriei străjeri. Să fim mereu vestiți ai patriei străjeri. Vorbitorii au scos în evidență importanța educației în spirit patriotic a tinerei generații. În cele ce urmează am să-l invit alături de noi să rostească câteva cuvinte un tânăr de viitor care a venit de la Târgu Mureș, este absolvent al Facultății de Drept și până mai avem astfel de tineri, nimic nu este pierdut. Este o mare onoare și bucurie să fiu astăzi alături de voi aici la Carei. Deși pentru prima dată fizic, să știți că suntem cu sufletul alături de voi de foarte mult timp. Știm prea bine prin ce treceți și drama sufletească în manifestările și în trăirea voastră românească. Venim din Târgu Mureș, o zonă grav încercată, unde a curs sânge de român, așa cum spune și cântecul la Oarba și la Iernut, știm ce înseamnă sacrificiul și jertfa de a fi român. Însă, dragi români, cel mai important sentiment pe care trebuie să-l avem în inim și în suflet este curajul. Știu că e greu să ai curaj în ziua de azi, dar trebuie să privim la înaintașii noștri, la eroii noștri, la Avram Iancu, la Papiu Ilarian, Axente Sever, Constantin Romanu Vivu, oameni care poate erau de o vârstă cu mine și au avut curajul de a se jertfi, de a lupta pentru limba, credința și neamul românesc. Faptele de vitejie ale lui Avram Iancu și ale moților, care au apărat de multe ori cu prețul vieții Templul Sfânt, Munții Apuseni, trebuie scoase în evidență ca exemplu de implicare atunci când țara e în pericol.